Jandarmii argeșeni și lucrătorii CES Distribuție Pitești au întocmit 12 dosare penale pentru săvârșirea infracțiunilor de sustragere de energie electrică și folosirea de instalații clandestine în scopul racordării directe la rețea sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare după o acțiune desfășurată în comunele Merișani și Băiculești. 10 familii din cele 12 descoperite că sunt racordate ilegal la rețeaua de distribuție a energiei electrice prin intermediul unor instalații improvizate au blocat accesul jandarmilor și al lucrătorilor de la electrica în gospodării, 6 fiind amendate cu câte 1000 de lei, iar 4 au primit avertisment. Jandarmii au desfășurat această acțiune fără niciun fel de incident. Au fost aplicate și sancțiuni contravenționale, deoarece unii dintre consumatorii casnici au refuzat să permită accesul pentru desfășurarea acțiunii de control de către reprezentanții CES Distribuție însoțiți de jandarmi. După întocmirea notelor de constatare, instalațiile clandestine au fost sigilate și ridicate de reprezentanții firmei furnizoare de energie electrică, urmând ca jandarmii să întocmească dosare penale celor 12 familii în culpă, documente care vor fi trimise procurorilor pentru soluționare, iar cercetările continuă cu cei în cauză în stare de libertate. Jandarmii argeșeni vor continua și în perioada următoare acțiunile de identificare a hoților de curent electric.